Bine v-am găsit la interviurile DC Medical, DC News. Sunt Val Vâlcu, discut cu profesorul Codruț Sarafoleanu, Spitalul Sfânta Maria, Clinica ORL. E poate anecdotic, amuzant, apare în glume, în bancuri această patologie, dar pe mulți îi deranjează uneori chiar și pe vecini, sfărăitul. Se poate interveni chirurgical, sunt dispozitive care îi feresc pe oameni. Da, anecdotic de acest este obicei, faptul că în general pacientul nu se adresează el de bunăvoie medicului, ci este adus de partenerul de somn. A doua întrebare care se leagă tot de lucrurile anecdotice, dacă sforăie și doamnele. Răspunsul este da, sforăie și doamnele și domnii. Deci nu este o patologie eminamente masculină, este o patologie care afectează toată populația. E legată de greutate, persoane mai solide, sigur, mai zdravene? Pe măsură ce adăugăm kilograme și devenim supraponderal sau obezi, nivelul sonor și tulburările respiratorii în somn sunt mai importante. Dar sunt și oameni care sunt normoponderal, n-au niciun fel de patologie asociate și sforăie. De obicei, toate tulburările respiratorii în somn, pentru că aici ne referim la o categorie puțin mai mare de patologii, toți acești pacienți au o îngustare a filierei respiratorii, modificări de dinamica pereților faringelui care colapsează, deci o slăbiciune a peretelui, și atunci faringele, care este ca o pâlnie, ca un cilindru, în loc să se dilate când trece aerul, se adună cumva și se adună pereții și lateral și din față în spate și apare acest colaps, această îngustare a filierei respiratorii. Nu este din nas, cum dă impresia sfărăitului? Nu. Sunt trei locuri foarte clare. Nasul, cu tot ceea ce înseamnă îngustarea filierei nazale. Este vorba de zona omușorului și a vălului palatin și a amigdalelor și mai este zona bazei de limbă. E legat de vârstă? Nu, sforăie și tinerii și vârstnicii. Factorul etiologic cel mai important este greutatea. Sigur că sforăie mai mult fumătorii decât nefumătorii, pentru că există o inflamație preexistentă în căile respiratorii de la fumat. E vorba de faringite, laringite, tabagice. Și bineînțeles că sforăie mai mult sau au probleme respiratorii cei care au și patologie pulmonară, deci tot felul de afecțiuni pulmonare cronice, sau patologie cardiovasculară, pentru că acolo apare o creștere a rezistenței în căile respiratorii și de multe ori se adaugă și de acolo o cotă de îngustare a căilor respiratorii. Deci este apariția sfărăitului la un om care înainte nu avea această obicei sau să-i spunem patologie, da. E un semn că ar putea avea o boală de inimă? Ar putea. Și foarte mulți cardiologi recomandă pacienților lor aceste investigații de somn. Vreau să spun doar că există sfărăit simplu, care este strict o problemă de confort în cuplu și atunci de aici niște mici probleme și se rezolvă uneori cu schimbatul patului sau cu schimbatul camerei. Apoi există superficializările respirației, așa numitele hipopnei, și mai există apnea sau opririle respirației în somn. Oprirea respirației în somn este deja o problemă de sănătate cu impact semnificativ asupra inimii, plămânilor și creierului, pentru că lipsa de oxigen, desaturarea sângelui în oxigen, poate să facă aceste trei organe invocate să sufere. Da, de ce se oprește dacă se îngustează căile respiratorii? Reflexul este să crește. Sigur. Să frecvența, să trage aer în piept. Să... Da, în prima instanță apare acest colaps, pacientul nu mai respiră și pe măsură ce crește concentrația de dioxid de carbon în sânge, atunci apare acest reflex de respirație forțată. Fenomenele sunt relativ spectaculoase pentru că cei din anturajul pacientului ne spun se sufocă, a horcăit, a rămas, e vânăt, adică sunt tot felul de descrieri foarte plastice care arată ce se întâmplă cu pacientul.
Spuneam că există investigații și una dintre ele este acea așa numită poligrafie ventilatorie nocturnă. Este vorba de a dormi cu un aparat. Este portabil, cum este și holterul de tensiune sau EKG. Pacientul doarme în patul lui. Sigur că nu e confortabil, că sunt foarte multe fire. Este și o piesă care se pune la nas ca să măsoare oxigenul. Dar este o evaluare completă de somn în care vedem dacă apar aceste opriri respiratorii, dacă sunt doar fenomene de sfărăit și ce impact au avut asupra frecvenței cardiace, tensiunii arteriale, asupra saturației de oxigen. Deci este un bilanț complex și aflăm foarte multe lucruri, unele îngrijorătoare. Anumite aritmii, pentru că ați pomenit cardiologii, pot fi influențate de apneile de somn. Mulți se bradicardizează, deci au o frecvență cardiacă mai mică în clipa în care fac apneile de somn. Deci neurologii, de asemenea, sunt foarte interesați de această investigație pentru că foarte multe suferințe neurologice țin de desaturările de oxigen. Asta e partea serioasă a lucrurilor. Se intervine, deci, atât pe tractul respirator, cât și pe cardiovascular în astfel de cazuri. Da, în momentul în care am diagnosticat aceste modificări, ele se și cuantifică cu anumiți indici, dar sunt lucruri de strictă specialitate și în momentul ăsta putem să oferim și variantele terapeutice pacientului. Una, în general, oreliștii oferă variantele chirurgicale, iar pneumologii, colegii noștri, oferă varianta aceasta de protezare ventilatorie non-invazivă. E un termen foarte pompos, în esență este un aparat care are o mască sau o piesă de nas și acel aparat bagă presiune pozitivă în căile respiratorii pentru a le dilata. El se adaptează indicilor pe care i-am văzut la evaluarea somnografică și este adaptat scăderii de nivel de oxigen și a colapsului căilor respiratorii. E foarte puțin confortabil să dorm cu acest aparat. Mulți pacienți tineri se plâng că dacă pleacă în delegație, în concediu, trebuie să ia aparatul cu ei și atunci caută soluții și către ORL, către partea chirurgicală. Partea chirurgicală vizează, în primul rând, permeabilizarea căilor respiratorii sau rigidizarea zonelor care sunt slabe. Și sunt o serie întreagă de intervenții chirurgicale în portofoliu care rezolvă problema permeabilității nasului, cum ar fi operația de deviație de seb, micșorarea de cornete, dacă sunt polipi în naș, extragerea lor. Procedurile la nivelul vălului palatin și omușorului, care se scurtează omușorul, se rigidizează vălul palatin, se reconfigurează vălul palatin, tăindu-se o parte din el. Intervențiile de precizat, majoritatea sunt cu laser sau cu radiofrecvență, intervenții elegante, civilizate, dar anumite dureri postoperatorii pot apărea chiar și la această chirurgie. E o chirurgie de zi sau necesită internare? Cred că 80% dintre pacienți se operează în cabinet. Sigur că cei care au frici sau care au reflexe de vomă foarte importante și nu permit utilizarea unui apăsător de limbă și a unui instrument în cavitatea bucală au nevoie de o anestezie pe venă ca să se calmeze aceste reflexe. Și mai avem în portofoliu procedurile de reducere dimensională a bazei de limbă. De obicei, acelea sunt tot cu o internare de zi, nu necesită internare de mai multe zile, dar acolo se merge mai mult cu anestezie generală. La ce vârstă apar aceste tulburări și ar fi indicate aceste intervenții chirurgicale? Apar și la copii și uneori o operație de amigdale care sunt foarte mari rezolvă problema sau o operație de polip, de vegetații. Și apar după 20 de ani la orice vârstă. Sigur că undeva cele mai multe cazuri sunt în intervalul 40-60 de ani și la pacienții care mai au și alte obiceiuri, așa cum am spus. Fumat? Fumat, da. Consum de alcool, mâncat mult seara, pentru că și dacă ne culcăm așa mai plin, atunci abdomenul dilatat apasă un pic pe
torace și fumătorii pentru inflamațiile de care am pomenit anterior și, bineînțeles, consumul de alcool care produce o relaxare musculară suplimentară acestei relaxări anormale a țesuturilor din zonă. Da. Cei care nu au apnee somn, cei cărora nu li se oprește respirația în timpul somnului, ci doar îi deranjează pe partener, justifică intervenția chirurgicală sigur, în cazul lor? Sigur, pentru că să spunem așa doar de... Sigur, da, pentru confort, că... Doamne. Da, sigur că da. V-am spus, pacienții vin aduși de anturaj și atunci, pentru binele cuplului, ce nu fac ei, fac și aceste operații. Sigur că se justifică, în general, acolo vorbim cam de aceleași operații, dar puțin mai... extinse, pentru că vorbim doar de anumite, de un simptom și nu vorbim de un context. Și atunci o rigidizare a vălului palatin, o corectare a unor cornete mai mari, deci a unei rinite, rezolvă lucrurile de foarte multe ori. Ceea ce e foarte important pentru supraponderal, e o senzația că acea grăsime se depune numai pe burtă sau pe alte zone. Se depune și în pereții faringelui și atunci se îngustează. Și asta le explicăm și am avut dovezi foarte clare prin acea investigație invocată, faptul că dacă au scăzut în greutate semnificativ, s-au ameliorat acei parametri extraordinari și n-a mai fost nevoie. Unii dacă au slăbit, dacă erau obezi mari, n-au mai avut nevoie de nicio intervenție chirurgicală. Asta vreau să vă întreb, că circulă tot felul de legende, sfaturi, trucuri, să doarmă pe o parte, să nu mai sfărăie, să... E adevărat, mulți pacienți constatăm la acea investigație că au cele mai multe tulburări respiratorii când dorm pe spate și atunci sigur că le recomandăm dacă se poate, dar mi-e greu să cred că cineva în somn își poate controla foarte bine poziția în care doarme. Restul, spray-uri, plasturi de nas sau alte dispozitive din... nu au niciun fel de justificare. Fluieratul, da, partenerul deranjat, dacă fluieră și da, pește. Asta da, trezitul din dacă somn. Îl trezește. Dar alte dispozitive minune prezentate prin anumite variante nu au niciun laserul fel de relevanță. Și radiofrecvența sunt dispozitivele... Din punct de vedere chirurgical, da, și acest dispozitiv de protezare ventilatorie de care am vorbit, care e foarte util, mai ales la cazurile moderate și severe și salvează vieți, adică trebuie să fim foarte... Cei care îl tolerează, care sigur tolerează. Că da. Vă mulțumesc, vă mai aștept la DC Medical. Mulțumesc. La revedere.